Ideea cu proiectul ProRural s-a plecat din 2001, după o discuție pe care am avut-o cu învățătorul meu din sat. El mi-a spus următorul lucru: uite, e o tragedie, anul acesta nu mai pleacă niciun copil din sat și am doi elevi străluciți. Rămân aici, rămân la munci agricole sau vor pleca la muncă în străinătate. Și m-am întors în Iași și am vorbit cu șeful inspectoratului școlar de atunci și am hotărât ca să facem două clase cu copii de clasa a 5-a pe care să-i selectăm din județ după recomandările profesorilor și învățătorilor de acolo, după un test de cunoștințe generale. Și i-am adus la Liceul de Informatică și Liceul Mihai Eminescu. În felul acesta am început proiectul. Dacă nu aș fi avut această șansă pe care ne-a oferit-o niște oameni cu suflet, părinții mei nu m-ar putea întreține la un liceu de prestigiu din Iași. Suntem 6 în familie, mama mea este casnică, iar tatăl meu este pensionat medical. Pentru mine, un copil de la țară cred că este egal cu ceilalți copii. Tony Hrițac a mobilizat o serie de oameni de afaceri și de personalități care au contribuit financiar pentru susținerea copiilor din proiectul ProRuralis. Eu provin dintr-o familie modestă și evident că nu m-am bucurat când cineva ne-a oferit șansa de a ieși mai în față și de a arăta ceea ce putem să facem noi pentru viață. Ne-am simțit datori pentru acest lucru și ne-am întors către acești copii minunați. A salva un copil de la țară este un merit al acestui proiect și altor proiecte care reușesc să salveze elevii supradotați. La recrutare, copiilor li se dă un test și trebuie să treacă de 120 în coeficientul IQ. Când voi fi mare, aș vrea să devin avocat. Dacă acum 21 de ani îmi doream să fiu avocat, astăzi, cu sprijinul proiectului ProRuralis, am reușit să absolv facultatea de drept și sunt jurist. Sunt 2010 elevi care au trecut prin proiectul ProRuralis. Provenind dintr-o familie cu o situație financiară precară, părinților mei le-a fost foarte dificil să mă susțină în continuare. Singurul regret pe care l-am acum este că proiectul care a arătat o transformare atât de mare a unor copii nu a fost replicat și în alte județe. Anul trecut am terminat ca șef de promoție la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, iar acum sunt student în anul întâi la Facultatea de Drept Alexandru Ioan Cuza. Iată, anul viitor facem 25 de ani de la înființarea proiectului. Sunt sute de copii care lucrează acum, care au terminat facultăți de vârf din România și chiar din străinătate. În acest moment locuiesc în Marea Britanie, studiez în Londra, muncesc acolo și sunt foarte fericită că am fost susținută ca să îmi urmez viitorul. Când au terminat primii absolvenți liceul și poate mai târziu când au terminat și facultatea, abia atunci am realizat de fapt ce înseamnă ProRuralis. Am văzut oameni deja formați. Am realizat cumva cât de mult am schimbat, că am luat copii din noroi ulițelor de acolo, nu ar fi ajuns să facă o meserie. Fac parte din prima generație de elevi ProRuralis. În satul meu aveam nevoie de ceva mai mult decât niște dascăli pregătiți, de exemplu acces la un computer. În clasa a 5-a a fost prima dată când am ajuns să folosesc un computer. Acest proiect a însemnat un mare ajutor pentru mine, deoarece, având încă doi frați, părinților mei le-ar fi fost foarte greu să ne ajute pe toți trei în continuarea studiilor undeva mai departe. Am terminat ca șefă de promoție a Liceului Teoretic Alexandru Ioan Cuza din Iași și acum sunt studentă la Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor. Consider că este o asociație care poate schimba vieți. Proiectul ProRuralis are o calitate specială. Are 10 de ani de când există. Sunt Tony Hrițac, inițiatorul proiectului ProRuralis, un proiect care de 25 de ani schimbă destinele multor copii săraci din mediul rural, dar cu potențial intelectual deosebit.